Vă avertizez că orice încercare de împotrivire conține un act de agresiune. Rămâneți pe loc, comisară. Rămâneți aici. Toată lumea, da? Rămâneți pe loc, dumneavoastră. Doar domnul, da? De ce ați aruncat conștii de minte pe trotuar? Ați consumat și băuturi alcoolice. Vă aduc la cunoștință, conform legii 61 pe 1991, spune așa. Constituirea unui grup mai mare de 3 persoane în scopul săvârșirii de acțiuni dirijite contrare ordinii și liniștii publice sancționează cu amendă de la 500 la 1500 de lei. Dumneavoastră stați în scară, dar nu ocupați domeniul public abuziv. Ce frumuse lângă, da? Toate, tot cu el. Ducă televizorul în casă, hai așează-mi frumuse la acolo lângă. Ai răbdare să te ajute colegul tău. Prezența televizoarelor gigant pe terasele din Galați este un lucru des întâlnit, mai ales în această perioadă când se desfășoară campionatul european de fotbal. Chiar dacă echipa României a părăsit întrecerea sportivă, gălățenii sunt în continuare tentați să scoată pe stradă televizoarele cu diagonale ce depășesc 100 de centimetri pentru a beneficia de compania prietenilor la o bere. Însă, pe lângă faptul că astfel deranjează liniștea publică, ei pot fi amendați de oamenii legii pentru contravențiile săvârșite. În finalul de săptămână care a trecut, efective de polițiști local din cadrul Serviciului de Intervenție Rapidă și de la secțiile de poliție locală au acționat pe timp de noapte în mai multe zone ale municipiului Galați. Oamenii legii au avut în vedere asigurarea unui climat de siguranță publică pe linia depistării persoanelor care tulbură ordinea și liniștea publică, dar și a depistării elementelor infracționale. Polițiștii locali au legitimat un număr de 92 de persoane, alte 57 au fost avertizate verbal, iar 23 de persoane au fost sancționate contravențional, conform prevederilor legii 61. Valoarea amenzilor depășește 8.000 de lei. Astfel, chiar în seara disputării meciului dintre Germania și Italia, încheiat târziu în noapte, 5 persoane tulburau ordinea și liniștea publică în zona unui imobil de pe strada Camil Resu. Tinerii consumau băuturi alcoolice și foloseau un televizor amplasat pe trotuar pentru a viziona meciul de fotbal. Persoanele depistate au fost controlate corporal sumar de către polițiștii locali de la echipajul de intervenție rapidă și sancționate contravențional cu amendă de 3.000 de lei.